So what is the lesson to you? Așadar, care e lecția pentru voi care, după aceste zile, poate nu o să mă mai vedeți niciodată? Sau poate o să mă mai vedeți? Eu sunt învățătorul la care oamenii îi trimit pe cei pe care îi iubesc, iar eu vă dau învățătura lui acum și vă învăț în acele feluri, dar nu până când nu simțiți voi că meritați să fiți învățați în acele feluri și că sunteți gata să fiți încercați într-o știință a remarcabilului. Și nu înseamnă să vii și să trăiești departe de viață. Înseamnă să vii și să fii viața și să te întorci la castelul de unde ai venit și să îmi lași corpul august să meargă în lume și să nu fii un plagiator, un copiator de informație, să luați cunoașterea și să fiți sărbătoriți în lume de cât de stimați trebuie că sunteți voi, că aveți o asemenea filozofie. Nu. Nu. Ci mergeți în lume și creați-vă viața și v-ați depășit dulcile obsesii de a simți. Ați depășit lipsoza și v-ați găsit pe voi și ați aflat că nu o să mergeți în iad și să ardeți. Nu o să fiți condamnați la mormânt și, deși s-ar putea să fiți izgoniți din țara credinței, tocmai v-ați găsit viața. Sunteți pe drum către casa învățătorului vostru. Nu trebuie să vă ascundeți de viață. V-ați ascuns de viața voastră pentru că nu ați visat frumos, minunat. Nu ați creat. Toată lumea creează în afară de voi. Voi sunteți consumatorii de creație. Foarte puțin. Toată energia voastră în fiecare zi înseamnă a trăi ca să faceți bani pentru a cumpăra creațiile altor oameni. Așa de puține le puteți numi ca fiind ale voastre. Așa de puține sunt ale voastre. Veniți să învățați, o să învățați, dar nu puteți să rămâneți. Trebuie să mergeți înapoi la viața voastră și să trăiți viața în mod glorios. Iar când cineva vă va spune că nu puteți niciodată să vă reveniți din ceva, întotdeauna o să vă reveniți. Puteți să vă vindecați, puteți să vă mutați în locuri din creier în care depășiți sau asigurați cunoașterea prin experiență, iar apoi vă întoarceți la mine bogați, bogați, bogați de virtutea lucrurilor pe care le-ați făcut, pe care le-ați făcut voi. Voi ați creat mai mult decât a lucra ca să vă câștigați un trai și o să mai învățați și după aceea trebuie să vă duceți înapoi și să vă schimbați viața. Apoi, rapid, și voi o să vă schimbați și o să mergeți într-un viitor care nu e nesigur, pentru că nu are legătură cu trecutul. E ceva ce așteaptă să fie experimentat, care se numește ceva minunat. Iar voi îl meritați. Așadar, pentru aceia dintre voi care adorați filozofia, nu o să-L cunoașteți niciodată pe Hristos. Niciodată nu o să cunoașteți topirea zăpezii. Pentru savantul care dă deoparte raportul martorului ocular al unei experiențe personale, vai de cei care mor și nu cunosc niciodată minunea la care i-ar fi putut duce știința lor. Dar pentru cel care a creat ceea ce e minunat, pentru voi, viața nu se va opri niciodată. Și atunci, ce dacă ați devenit un filozof? O să îmbătrâniți și o să muriți. Dar dacă deveniți învățătura pe care ați primit-o, chiar și mica disciplină pe care v-a dat-o channelul vostru, dacă o faceți în fiecare zi, faceți în fiecare zi. Viața voastră va dura mult peste 100 de ani și mai mult, pentru că aveți structura genetică pentru a face asta și aveți creierul cu care să o faceți și aveți celulele cu care să o faceți.
Acum faceți-o. O să mai trebuiască să muriți vreodată? Poate că da, poate că nu. N-am întrebat niciodată un fluture, ei bine, ești gata să te întorci să fii aromidă? N-am întrebat niciodată asta, nici n-am presupune vreodată moartea fluturelui, pentru că, în mintea lui, el va zbura mereu și la fel și voi. Da. Ei bine, e frumos, în mijlocul haosului de afară, minunat de frumos. Așa de minunat momentul. Vreau să știți că sunteți iubiți și că Dumnezeul vostru vă iubește și că sunteți lumina ochilor Lui. Viața voastră, starea voastră de a fi, sunteți iubiți. Dacă nu vă iubește omenirea, asta e pentru că omenirea nu se iubește pe sine. Voi sunteți iubiți și din această zi înainte va fi ultimul meu mesager pentru voi să vă învăț cum să vă iubiți pe voi înșivă. Și e în regulă, e în regulă să știți asta, pentru că sunteți ființe divine, pline de scop, nu de mediocritate. Ar trebui să știți asta. Apollonius din Tiana s-a îndrăgostit de el însuși, iar gloria care era el este Dumnezeul din el, iar eu asta vreau pentru voi. M-am gândit că ar fi bine să știți asta. Așadar, vă voi vedea din nou. În următoarele câteva zile, gândiți-vă la mine, iar eu o să mă gândesc la voi. Sunteți iubiți. Vă voi vedea din nou. Frumos. Beautiful. Frumos. Beautiful. Frumos.